Salutare! Astăzi vreau să vă prezint un parfum de la Casa Jacques Bogard, că tot am venit în natură și că tot este toamnă. Toamna și-a intrat foarte bine în drepturi, după cum puteți observa, vremea e mai închisă, mai ceva mai rece aerul. Vreau să vă prezint un parfum foarte puternic, din categoria celor mai puternice parfumuri din punctul meu de vedere, deci chiar testat pe piele, testat pe mai mulți prieteni, inclusiv pe pielea mea, purtat. Un parfum care se numește One Man Show Oud Edition. Chiar și pe cutie se arată simbolul Highly Concentrated, doar pe cutia de carton scrie. O cutie foarte banală, nu dau 2 bani pe cutie în general. Doar atât am vrut să vă arăt. Dar parfumul în sine este atomic. Asta este sticla, o sticlă foarte întunecoasă, o sticlă foarte frumoasă, care ne dă un aspect vintage. Nu avem nevoie de cutie. Capacul în sine este de un plastic cheap, dar sclipitor, lucios. Atomizorul în sine vrea să imite ceva auriu, dar nu este aur, că este cumva așa un aluminiu. Foarte fain în proașcă. Deci are o cursă extraordinar de mare, extraordinar de bogată. Și că toți suntem aici, hai să facem și un ritual de ungere. Ca să știm despre ce e vorba, în ghilimele, pentru că am purtat parfumul ăsta, deși e foarte greu de purtat în anumite condiții, dar mie îmi place. Așa, sticla în sine foarte vintage, deci aspect de vintage, de barbershop, de sticle care te duc cu gândul la parfumurile old school, în perioada în care parfumurile erau foarte puternice, foarte adevărate. Parfumul lansat în 2014, în categoria lemnos aromatic, deci nu e, chiar dacă scrie Oud Edition, nu e în categoria oriental. Categoria este de lemnos aromatic. Un oud oriental e mult mai altfel, e mult mai în deschidere capeți un aspect așa mai medicinal sau mai animalic, mai, dacă vreți, mai bisericesc, mai eclesiastic, dar ăsta nu are nicio treabă cu zona aceea. Ce mai degrabă un oud gurmand dintr-o zonă, o să vă spun imediat. Compoziția este foarte frumoasă, are niște note foarte bine blenduite, foarte bine gândite. Avem așa, în notele de vârf, bergamotă, galbanum și cimbru roșu, în notele de mijloc, condimente, mușcată și lemn de agăr, iar în notele de bază, papirus, paciuli și pielărie. În notele de mijloc, la unde scrie și se specifică condimente, nu se scrie clar exact despre ce e vorba, dar eu suspectez că ar fi piper roșu. Și piper, hai să zicem că dacă ar fi să fie, ar mai fi și piper negru. Deși nu se specifică, o dă cumva în zona aceea, iar împreună cu cimbru roșu din notele de vârf, din deschidere, formează așa circa 20-30 de minute, un miros de ardei, de gogoșari, de iarăși pișta, de guiaș și multe alte elemente pe care le consum. Știți, atunci când mergeți la un festival gastronomic și se prepară acolo mai multe oale din alea gigant, cu guia și cu alte chestii, nu așa miroase ăsta în deschidere. Deci exact așa, preț de 20-30 de minute. Bine să nu vă închipuiți că miroase jet BG, dar duce cumva într-o zonă, pentru că datorită notei de bergamotă capătă și un aspect citric, care citricitatea e în opoziție cumva cu aspectul ăsta picant. Dar mie îmi place. Mulți o să rămână uimiți sau o să rămână perplexi pe stradă atunci când treci pe lângă ei și ești parfumat cu așa ceva. Sfatul meu, folosiți-l numai pe vreme rece sau dacă tot îl folosiți pe vreme caldă, fugiți departe de populație, pentru că o să aveți foarte multe priviri ciudate. Asta este. După ce se așează parfumul, o să primim un agăr, dar agărul respectiv este un alt fel de agăr, deci nu este agărul pe care îl știm, după cum am spus. Este mai degrabă un agăr care ne duce la zona vintage a parfumeriei, a barbershop-ului, în zona aceea de frizerie, de în anii 70-80, deci cam atunci se foloseau parfumuri care aveau mirosuri de genul ăsta. Chiar și tatăl meu avea aftershave-uri și spume de ras și parfumuri exact cu mirosuri din astea, old school vintage, deci nu are nicio treabă cu zona nouă a parfumurilor în care spreiem un pic pe, eu știu, pe mână sau pe gât sau, și ne duce imediat într-o zonă de, eu știu, zonă futuristică sau zonă actuală de, eu știu, oraș sau mediu urban, nu. Deci ăsta ne duce
gândul la muzica veche, ne duce cu gândul la evenimentele vechi făcute în acea perioadă, ne duce cu gândul la starea de atunci, din anii 70-80, e altfel, în care ținuta, îmbrăcămintea era altcumva, în care comportamentul, tehnologia era alta, era foarte departe de oameni, vreau să zic. Și mie-mi place lucrul ăsta, direct îți inspiră un aspect vintage și îmi place, îmi place mult, pentru că mie-mi place să am parfumuri din mai multe categorii, nu doar cele futuristice sau, mă rog, cele orientale, care ne duc cu gândul la alte zone din, mă rog, care nu se află pe la noi, gen India sau gen Orientul Mijlociu sau așa. Parfumul ăsta îmi place pentru că în prima fază, dacă îl porți în anotimpul rece, te încălzește, pentru că e piperat rău, e condimentat rău. Deci având în vedere că are piperul la roșu și mai are și cimbru roșu, care cimbru roșu e listat, te duce într-o zonă foarte fierbinte. Deci parfumul ăsta efectiv simți cum te încălzește, simți cum îți dă o oarecare căldură. De aceea nu pot să-l recomand a fi purtat vara, sub nicio formă, nici ziua, nici seara, nici... Mă rog. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, vreau să vă zic că toamna și iarna face față cu brio. Toamna, dacă avem o temperatură mai scăzută, de genul sub 15 grade, e ok. Recomandat ar fi totuși sub 10 grade, hai sub 9-10 grade, cam pe acolo. Și așa, deci cu chestia asta, nu vă recomand să abuzați de jeturi. Maxim 3 jeturi, pentru că atâta e de puternic parfumul ăsta, efectiv o să ți se facă rău, o să te ia migrenele. Eu, de exemplu, ca să-l testez, am abuzat puțin de el, am aplicat 4 jeturi, 2 aici, 1 aici, 1 la spate și am zis, deștept fiind în ghilimele, hai să aplic unul și aici, la zona cu puls. Nu puteți să vă imaginați ce durere de cap m-a luat instant. Deci instant, atât de puternic, ca și cum ți-ai pune capul într-o menghină, iar menghina respectivă ți-ar presa capul efectiv așa. A trebuit să mă duc să fac duș, nici după duș n-am scăpat de miros. Sincer, nici după duș atât e de puternic. E foarte puternic, e atomic, ce mai. E unul dintre cele mai puternice parfumuri pe care le știu eu și care costă sub 120, chiar 100 de lei. Foarte ieftin și foarte puternic pentru ceea ce oferă, chiar dacă e în categoria eau de toaletă. Nu contează lucrul ăsta, deci bate la fundulețul gol, ca să zic așa, multe parfumuri pe care scrie eau de parfum. Sincer, pentru că e foarte puternic. Asta e, se simte foarte bine și nota de papirus, care nota de papirus îi dă cumva un echilibru, o bază, dar nota de pielărie iarăși are un rol foarte bun. Nota de pielărie susține și face parfumul ăsta să fie unul așa foarte masculin, foarte manly. Atunci când îți iei o geacă de piele pe tine sau când îți iei orice altceva, o haină grea, care denotă greutate, mă înțelegeți ce vreau să zic. Agarul, bineînțeles, își face treaba de la început până la sfârșit. Îmi place foarte mult pentru că, deși agarul acela are așa o tentă mai vintage, e o tentă plăcută. Probabil mulți o să ziceți, ok, dar agarul are cu totul și totul altă tentă, are altă direcție. Păi are, dar depinde cum îl blenduiești, depinde cum îl alcătuiești într-un parfum. Sincer, mie îmi place foarte mult. Deci parfumul ăsta o să-l adaug în colecție ori de câte ori este necesar. Cred că după 10 ani o să mai fac încă o achiziție, pentru că la cât este de concentrat, o să mă țină 10 ani, pentru că o să pulverizez gen 2 jeturi, gen maxim 3. Atât, că mai mult nu poți. N-ai cum. Ca și performanță, sincer, n-am cronometrat, dar oricum încă după 12 ore îl mai simțeam pe piele. Încă mai îmi vineau așa adier de miros atunci când bătea vântul. Proiecția este foarte mare, deci undeva la 6-7 ore proiectează foarte agresiv. Cu siaj foarte mare, deci circa 2-3 metri în jurul tău o să formezi așa o aură de miros pe care o să simtă toată lumea. Mulți nu o să-l placă, mulți o să se ferească de tine, o să-și găsească o scuză să plece de acolo. Deci atenție unde îl purtați și cu cine vă întâlniți sau cu cine vă înhăitați atunci când îl purtați. Pentru că nu e un parfum să te dai și eu știu să ieși la restaurant sau să ieși oriunde cu o gașcă de mai mulți oameni, nu. Trebuie să fie în jurul tău niște pasionați de parfumuri, niște oameni care pur și simplu apreciază parfumeria vintage, parfumeria old school, că altfel n-ați făcut nimic. Recomand parfumuri mai ușoare pentru întâlniri romantice, recomand parfumuri mai ușoare pentru a merge să te întâlnești cu anumiți oameni, pentru că parfumul ăsta, după cum v-am spus,
nu merge să îl porți atunci când te întâlnești cu oricine. De aceea nu merge la birou, nu merge în spații închise, nu merge sub nicio formă la locul de muncă, indiferent unde lucrați, numai dacă lucrați, nu știu, în domeniul gastronomiei, nu știu, în bucătăria unui restaurant. Probabil s-ar camufla bine mirosul ăsta acolo, dar așa ca și glumă, nici acolo nu vi-l recomand, că totuși este foarte, foarte tare, foarte puternic și s-ar putea să leșinați, sincer. Greu de purtat, dar odată ce se așează parfumul, devine foarte plăcut. Nota de mușcat te dă așa o anumită dulceață, te poartă foarte frumos, deci îți dă așa o stare de bine, doar că trebuie să te obișnuiești cu opening-ul, care e destul de masiv și destul de lung, deci are o durată foarte lungă. Asta este, deci s-ar putea să te îngenuncheze. Dar dacă te obișnuiești și cu opening-ul și cu toate fazele de tranziție până la mijloc și până la dry down, mirosul ăsta o să te poarte foarte bine. Bineînțeles, dacă ai grijă cât pulverizezi. Dacă nu ai grijă și pulverizezi ca prost, te poartă el pe tine, în șanțuri, pe sus, pe unde vrei tu. Deci nu recomand așa ceva, sincer. După cum am spus, încercați-l să-l purtați doar toamnă-iarna. Iarna merge cu brio pe temperaturi care scad sub 0 grade. Nu știu, deci dacă îl purtați undeva la polul nord, merge. Dacă îl purtați la polul sud, cred că face față, taie frigul de acolo. Evident că nu l-a purtat nimeni, nu l-a încercat nimeni. Nu mă zic așa că la cât e de puternic. Cred că și acolo să vă încălzească, pentru că e foarte condimentat, picant. Deci o să vă dea așa o căldură, nu știu, e ca un foc ce arde parfumul ăsta. Deci efectiv simți cum arde. L-am testat și vara, doar așa pentru cultura mea parfumeristică, ca să zic așa, și imediat după ce am pulverizat, m-a luat căldura în zona respectivă, efectiv m-a luat durere de cap, după cum am spus, a trebuit să fac duș, n-am mai suportat. Deci, categoric, primăvară, vară, no chance. Toamnă, iarnă și atât. Pe temperaturi extreme merge. Toamna, cel mai recomandat ar fi sub 10 grade, să aveți să bată vântul, să fie vreme ca acum, eu știu, sau să plouă afară, hai zicem că ar fi ok. Ca și locații, pot să recomand parfumul ăsta doar în anumite locații outdoor. Deci în locațiile outdoor, precum munte, merge. Dar atât. Deci nu mergeți în altă parte cu el. În oraș, acesta e un parfum, nu știu, exclusivist din punctul ăsta de vedere, că nu merge oriunde, categoric. Asta este. Ar mai merge, hai să zicem, atunci când mergi undeva cu mai mulți oameni, ar mai merge. Dar depinde ce oameni. Depinde ce oameni ai în prejurul tău. Dacă ai oameni, după cum a spus, pasionați de parfumerie, da. Dar dacă tind să te întâlnești cu alții, mă rog. Deci e foarte restrictiv, foarte greu de purtat parfumul ăsta, deși mie îmi place. La început m-a derutat, deci efectiv mirosul lui m-a derutat și chiar stăteam să mă gândesc oare unde mama naibii pot să-l port. Asta e, de asta o să mă țin 100 de mililitri 10 ani, că chiar n-am unde să-l port. Probabil când mă iau și mă duc la munte și îmi fac cortul, nu știu, iau rucsacul în spate, atunci o să-l duc cu mine și o să pulverizez două jeturi. Mă rog, până fac ceva de mâncare să fiu un tandem cu buiașul sau cu ce mai fac eu pe acolo, dar după aceea mirosul capătă o tentă foarte plăcută. După cum v-am spus, nota de mușcat face mult, dar și nota de agăroare, cum se îndulcește și formează așa un parfum bun și dulce și frumos. Chiar în dry down excesiv, adică acela după 12-13 ore, mirosul devine suportabil, se liniștește, deja e suportabil și purtabil, deci poate atunci vei primi complimente. Eu n-am primit însă niciun compliment, din contră. Am văzut oameni care caută o scuză să plece de lângă mine atunci când îl port. Asta este. În concluzie, un parfum pe care merită să-l testați înainte să-l adăugați în colecție. Deci dacă aveți unde îl testa, mergeți și testați-l, nu știu, într-o parfumerie sau poate găsiți eșantioane la așa ceva. Eu, sincer, nu m-am găsit. Am făcut un blind buy, am dat foarte puțin pe el, undeva la 95-96 de lei, plus transport. Mai bine să-l ai în colecție, se merită, este ok. Asta este. Deci dacă sunteți fascinați de nota de ud, de nota de lemn de agăr, nu e exact ceea ce vă așteptați, e pe altă direcție, dar totuși eu vă recomand să-l adăugați în colecție, pentru că o să aibă locul lui acolo, în colecția de parfumuri și cine știe, poate o să vă placă. Dacă nu vă place la prețul ăla, n-ați pierdut nimica, măritați sticla,
eu știu, o dați la altcineva, vindeți sau vedeți de ce faceți cu. Cam asta ar fi de zis despre parfumul Jacques Bogart One Man Show Oud Edition. Mare încă 3 sau 4 flancări, la fel de puternice, de atomice, nu le am, nu le dețin. Chiar sunt curios de Gold Edition, pentru că se zice că acela e și mai puternic. Se prea poate, nu știu ce să zic. Ok. Ce părere aveți despre parfumul ăsta, dacă l-ați folosit, dacă nu l-ați folosit, vreți să-l adăugați? Chiar mi-ar plăcea să discutăm în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Iar dacă vă place acest tip de conținut, vă invit să vă abonați și să apăsați acolo și clopoțelul, pentru că voi posta pe viitor și alte videoclipuri cu parfumuri. Până data viitoare, toate cele bune, numai bine și să purtați parfumurile care vă definesc cu adevărat. Întotdeauna, sincer. Salut!